era vorba despre naționalism și domnul Bogdan Duca, cred că a vrut să scoată în evidență aspectul tehnic și spunea că Moldova este o, a fost în cadrul României de 22 de ani, iar este o națiune independentă de 29 de ani. Dar eu aș vrea să scot în evidență că la nivelul conștiinței naționale, a ceea ce ne leagă la nivel de suflet, suntem împreună de sute și mii de ani. Și asta este, cred, important de precizat. Tocmai de aceea suntem frați de suflet. Indiferent cum vor evolua dinamicile internaționale, noi cu cei din Republica Moldova vom fi întotdeauna una la nivel de suflet. Acum, referitor la carte, cum spunea domnul ministru Adrian Severin, este un mozaic de articole, prefețe pe care domnul Iurie Roșca le-a scris, cum se exprima dumnealui, în ultimii 2 ani și ceva. Eu consider că acest mozaic are un merit deosebit, chiar dacă nu este o lucrare gândită pe o structură de carte unitară, așa cum am scris o carte de la cap la coadă. Chiar dacă este o colecție de articole, are marele merit că ne oferă un fel de radiografie foarte fidelă a ceea ce s-a petrecut în ultimii 2 ani pe plan internațional, dar și în România și Republica Moldova. Și o să citez. Până acum am sezat că s-a vorbit așa la un mod destul de general despre carte. Eu chiar vreau să punctez câteva tematici concrete ale cărții. Este vorba despre situația politică și economică din România și din Republica Moldova. Sunt aici puncte de vedere deosebit de explicite despre ceea ce se petrece în România și în Republica Moldova. De exemplu, domnul Ilie Șerbănescu are niște analize deosebit de competente, pe care puțină lume în România le cunoaște. De asemenea, domnul Iurie Roșca a scos foarte clar în evidență caracteristicile imperialismului american pus în oglindă cu imperialismul sovietic. Iarăși, este important să știm cum s-a modificat perspectiva internațională. De asemenea, ingineriile sociale marca Soros et Company, cum acționează societatea deschisă în România și în alte țări, sunt niște mecanisme foarte important de înțeles, pe care domnul Iurie Roșca le-a explicitat într-un mod sintetic pe înțelesul tuturor. Deci apreciez foarte mult aceste analize. De altfel, dumnealui, o să mă refer puțin mai încolo, la faptul că are și această calitate de a pune în evidență eforturile altora care merg pe linia adevărului și de a coaliza împreună acești vectori care apar în combaterea noului tip de imperialism. De asemenea, o altă tematică a scos în evidență valoarea fundamentală a creștinismului ca și coloană vertebrală a culturii și a națiunilor europene. Este un punct de vedere esențial de care multă lume, mai ales tinerii din ziua de astăzi, nu mai sunt conștienți. De asemenea, atât prin publicistica dumnealui, cât și mai ales prin activitățile concrete, domnul Iurie Roșca a coalizat inițiativele în spiritul conștiinței naționale și aici, foarte concret, mă refer la activitatea dumnealui privind forumul de la Chișinău, care în fiecare an organizează niște conferințe cu participare internațională, care la fel pun în evidență niște aspecte absolut fundamentale pentru relațiile internaționale. Acum, eu nu doresc neapărat să laud foarte mult pe domnul Iurie Roșca, dar merită și vreau să subliniez calitatea dumnealui, care a rămas foarte vertical. Indiferent cum s-a modificat ordinea internațională, el a spus adevărul. Mai întâi a criticat imperialismul sovietic, acum, când imperialismul american a devenit dominant și folosește niște metode deloc echitabile, dumnealui nu ezită să fie vertical, să spună verde în față, cum spuneam noi, toate aceste elemente.
Alte două elemente pe care doresc să le scot în evidență este că în viața reală, deci nu numai ca și publicist, domnul Roșca are această capacitate de a motiva oamenii, de a le oferi o direcție, de a îi uni. Deci, ca și voci singulare, nu avem putere, suntem foarte ușor ignorați de acest curent uriaș al mass media. Dar dacă există cineva care să ne polarizeze, atunci cu adevărat devenim o forță. Și în încheiere, o ultimă idee, prin activitatea sa, atât la forumul de la Chișinău, cât și prin scrierile sale, domnul Roșca scoate în evidență o modificare, o mutație esențială care are loc în prezent pe plan internațional. Este vorba de trecerea de la globalizare, globalism, ținem cont de diferența evidențiată de domnul Adrian Severin, de la ordinea unipolară, mai exact spus, către ordinea multipolară. Aceasta cred că este un fenomen deosebit de important, care are loc în ultimii ani și de care, la fel, puțină lume este conștientă. Apar noi centre de putere, noi centre de cultură, care, pe măsură ce se dezvoltă, se numesc, acest globalism, efectiv, nu va mai avea puterea să rămână dominant. Vă mulțumesc!